Fumul negru și gros s-a înălțat la 100 de metri în aer, fiind vizibil de la 10 de kilometri distanță. Incendiul a izbucnit de la o groapă de colectare a deșeurilor situată pe drumul 23 de lângă Arpechim. Am intervenit cu 7 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială CBRN și 2 ambulanțe smurt pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bazin cu șlamuri petroliere. Din cauza incendiului, accesul a fost restricționat. Nici măcar mașinile care fusese reprogramate la lucrările firmei care administrează depozitul nu au mai fost lăsate să intre. Noi lucrăm pe basculă și am venit cu niște nisip aici, altceva nu știu cum ce se ocupă. Și nu v-au lăsat să intrați? Nu. Din cauza incendiului, aici să așteptăm până se termină. E restricționată zona. Din cauza incendiului? Da. Incendiul a fost lichidat în aproximativ 2 ore. Cauza nu a fost încă stabilită.